Salut. În acest video vom începe cel de-al treilea test de la uh, propunerile pentru testele de evaluare națională din cartea editată de Paralela 45. Subiectul întâi, uh, subiect ce are numai exerciții grilă. Numărul 1. Numărul divizorilor naturali ai numărului numărul 24 este deci, practic, trebuie să numărăm acești divizori. Putem să îi numărăm, dar atenție să nu uităm unul dintre ei. Pentru acest lucru, pentru a ne corecta, am învățat noi în clasa A5 care este cardinalul, unui, uh, cardinalul divizorilor unui număr. Astfel că vom împărți numărul dat în divizori 24. Se împarte la prima dată la 2, la 2, adică la 4, obținem 6. Încă o dată, la 2, fiind un număr par, este divizibil cu 2, obținem, obținem rezultatul 3. 3 îl are ca divizor pe 3 și uh, încheiem prin 1. Astfel că 24 este format din 2 la puterea 3 a 3, înmulțit cu 1. Cum anume calculăm cardinalul divizorilor unui număr? în felul următor. Observăm că 24 se compune din 2 divizori, 2 și 3. 2 are puterea 3, pe când 3 are puterea 1. Apare o singură dată. Pentru a calcula divizorii, cardinalul divizorilor unui număr, vom scrie următoarea formulă. Într-o paranteză, pentru primul uh, divizor vom pune 1 plus puterea lui. Indiferent ce divizor vom avea jos, vom scrie de fiecare dată 1. 1 la care adugă, adăugăm puterea lui. 1 plus 3. Iar în altă paranteză, din nou 1 pentru cel al doilea divizor plus 1 puterea lui și închidem paranteza dacă aveam mai mulți divizori pentru fiecare divizor aveam câte o paranteză și vom uh, calcula produsul rezultatelor uh, parantezelor deci de data aceasta 1 plus 3 este 4 1 plus 1 este 2 4 mulți cu 2 este egal 8 deci numărul divizorilor lui 8, lui, uh, lui 24 este 8 verificând variantele de răspuns, observăm că varianta ce corespunde este varianta demic. Te invit alături de mine să rezolvăm și următoarele exerciții, așa că nu uita să ne urmărești și să fii la curent cu toate recapitulările pe care le facem. Testele acestea conțin materie de la clasa 5-a până la A8 a 8 Însă nu uita să exersezi și singur. Tot ce înveți și recapitulezi alături de noi, încearcă să le exersezi cel puțin măcar încă o dată. Așa că-ți urez succes! Pa!